Bună ziua și bun venit la o nouă emisiune din seria Căutând adevărul. Astăzi am ales drept temă să discutăm puțin despre bazele spiritualității. Și o să scriu și aici titlul ca să știm despre ce vorbim. Bazele spiritualității. De ce bazele? Fiindcă dacă vorbim, de exemplu, despre materia numită fizică din școală, cred că ai auzit și tu, măcar o dată în viață, că pentru a înțelege fizica avansată este necesar să ai bazele teoriei fizice puse bine la punct. Dacă vorbim de matematică, în general, științele exacte, da? Este necesar să știm cât fac cu 1 și cu 1, să știm tabla adunării, tabla înmulțirii și mai apoi ajungem să studiem integrale sau știu eu ce alte lucruri avansate. Ei bine, acest lucru se aplică măcar într-o anumită măsură și atunci când vorbim despre spiritualitate. Ceea ce am discutat noi în seria aceasta de emisiuni numită Căutând adevărul și pe care o găsești pe canal în întregime, nu a prea făcut referire la componenta de bază, fiindcă eu plec de la prezumția că pentru oricine este relevant să știe lucrurile mai avansate din capul locului. Totuși, dat fiind faptul că nu am discutat mai deloc despre baze, despre fundament în contextul acesta al spiritualității și am ajuns în punctul în care am ajuns cu aceste emisiuni, ne apropiem de emisiunea cu numărul 60, am simțit ca relevant să discutăm, să avem și o emisiune din seria aceasta în care să punctăm, măcar într-o anumită măsură, bazele spiritualității. Și asta o să ajute pe mai multe paliere. O să funcționeze și pentru elucidarea anumitor aspecte din urmă, fiindcă atunci când auzim chestiunile acestea de bază, se poate ca diverse lucruri pe care le-am auzit pe parcursul timpului să capete mai mult sens. Dincolo de asta, dacă cineva se află la început pe drumul acesta al spiritualității și dă peste această emisiune, sau dacă tu știi pe cineva, să zicem că tu ai ceva experiență, dar știi pe cineva care este dornic să înceapă, din vari motive se simte atras de zona aceasta spirituală, poți să-i dai emisiunea și în felul acesta el, dacă are bazele puse din prima, drumul lui va fi mult mai lin și cu mai puțin disconfort, fiindcă da, apare disconfort și atunci când vorbim de evoluție spirituală conștientă. Și am sintetizat, mi le-am pregătit aici pe o foaie, 10 puncte. Atât au reieșit, nu mi-am propus să fie neapărat 10 ca să sune rotund sau mai frumos. 10 puncte pe care este necesar să le accepți sau să le știi măcar din capul locului, fiindcă în felul acesta drumul tău în această zonă a spiritualității va fi mult mai lin și armonios. Și o să încep cu primul punct, căruia eu îi spun pe scurt practică spirituală. Și acum o să-ți spun că în cei mai bine de 13 ani din interes activ în zona aceasta a spiritualității, nu am întâlnit nici măcar un om care să facă progres real pe această cale, mergând conștient, da? Mergând conștient pe un drum spiritual și care să nu practice absolut nimic din practicile posibile din zona spiritualității. Însă, ce am întâlnit de zeci de ori, dacă nu de sute de ori, au fost oameni care citesc cărți, participă la conferințe, participă eventual și la cursuri, unde sunt discutate tot felul de subiecte din zona spiritualității, dar nu practică nimic. Și
am întâlnit, spuneam, zeci, sute de astfel de oameni care, nepracticând nimic, nu își extrag aproape deloc beneficii din toate informațiile respective pe care doar le rulează și sunt cel mult înmagazinate asemeni unor cunoștințe, dar nu reușesc să fie integrate până în straturile adânci ale ființei, până în adâncul sufletului lor, ca să zic așa. Prin urmare, de fiecare dată, dacă cineva experimentează un progres spiritual autentic, atunci este și o practică asociată. Și acum poate tu să spui, bine Cosmin, sunt dispus să practic, dar ce să practic? Am 100 de variante. Și poate exagerez puțin când spun 100, dar s-ar putea să nu exagerez. S-ar putea chiar în zilele noastre să fie sute de variante posibile de practică. Ce îți recomand este să alegi o astfel de practică despre care putem afirma că nu a apărut ieri sau nu a apărut în anii recenți. De ce îți spun asta? Dacă o practică a trecut testul la mai multor sute de ani, înseamnă că există ceva validitate asociată ei. Nu spun că practicile recente nu ar prezenta utilitate. Dar pentru cineva care se află la început și nu poate să facă diferența între o practică integră și care chiar ajută și o practică lipsită de integritate și care eventual mai mult încurcă, dacă nu poți să faci diferența asta, mergi pe ceva ce a trecut testul timpului. Și un astfel de exemplu este meditația. Meditația ni se recomandă de la Buddha încoace. Da? Deci de mai bine de 2000 de ani oamenii meditează și spun că este o practică care îi ajută. Prin urmare, ai putea și tu să începi de aici. Dar, ca bază, ține minte, este necesar să practici ceva. Poate nu o să alegi meditația, poate o să alegi altceva, da? Dar dă-ți voie să respecti pe cât posibil recomandările și direcțiile despre care am discutat deja. Și practica este esențială pentru o bază solidă. Mai apoi, dacă vorbim de spiritualitate, este necesar să te documentezi măcar puțin și să pătrunzi măcar puțin, chiar de la început, natura conștiinței. Deci o să scriu conștiință aici. Este un subiect, termen, câmp, putem să-i spunem cum vrem, despre care noi am mai discutat în aceste emisiuni, dacă vrei să aprofundezi, dă-ți voie să vezi celelalte emisiuni de pe canal, dar este un cuvânt, câmp energetic și așa mai departe, care nu apare foarte des în literatura de spiritualitate populară. Da? Nu prea se face referire și când spun populară, mă refer la acele cărți sau acele medii spirituale care au popularitate în sensul acesta popular. Nu se discută foarte des și foarte în profunzime subiectul. Deci nu apare din prima, dar pentru ca tu să-ți formezi o bază solidă, dă-ți voie să investighezi puțin despre ceea ce numim conștiință și despre ceea ce ne spune spiritualitatea despre conștiință. Mai apoi, tot ca bază. Deci îți poți imagina, și o să fac aici un mic desen, îți poți imagina aceste 10 puncte despre care discutăm în emisiunea de astăzi, asemeni unor cărămizi care constituie temelia construcției pe care o să o clădești ulterior și este important să ai o temelie solidă. Deci, iată, prima, a doua, a treia și așa mai departe, avem cărămiza aici în temelie, la bază. Și avem 1, 2 și am ajuns la a treia, care este iertarea. Este necesar, util și recomandat și aproape că nu poți evita acest subiect dacă intenționezi cu adevărat să mergi pe drumul spiritualității și să evoluezi spiritual în ritmul pe care îl consideri tu de cuviență și care ți se potrivește, nu poți ocoli subiectul iertării. Altfel, știi ce o să se întâmple? O să citești, o să deschizi o carte de spiritualitate care poate fi o carte extraordinară și în care autorul îți spune cât de frumos este să îi iubești pe ceilalți, să ai compasiune față de toate ființele vii și așa mai departe. Și în timp ce tu citești în cartea respectivă și ești de acord și te simți poate chiar pătruns așa de o energie frumoasă care
reiese din lectura textului respectiv, sună telefonul. Deschizi răspuns la apel, la celălalt capăt al firului, să zicem că este un membru al familiei pe care nu l-a iertat încă 100%. Este suficient ca acel membru al familiei să spună o propoziție care ție îți apasă butoanele sau rănile asociate neiertării și dintr-o dată o să simți că ai uitat tot ceea ce ai citit în carte și o să te enervezi și o să apară acea ranchiună și așa mai departe. De asta este importantă iertarea, fiindcă altfel ajungem să experimentăm o discrepanță foarte mare între ceea ce știm și intenționăm și zicem că ar trebui să facem și ceea ce experimentăm efectiv în viața noastră de zi cu zi. De asta componenta iertării este ceva fundamental pe drumul spiritualității. Mai apoi, o altă chestiune fundamentală, a patra cărămidă, este practicarea recunoștinței. Recunoștința te situează în direcția potrivită. Da? În momentul în care noi ne aflăm în acest plan, ne putem imagina că există două direcții. Una a evoluției și una a involuției. Și stagnarea nu prea există. Fie involuezi, fie evoluezi. Nu prea există să stai pe loc. Ei bine, ce face practica recunoștinței este că îți setează busola în direcția corectă atunci când vine vorba de drumul spiritualității. Ați poți imagina că este un drum și prin recunoștință busola reușește să-ți arate direcția corectă. Cum anume practici recunoștința? Există o practică concretă, validată inclusiv științific. Deci acesta este unul din puținele puncte în care știința își dă mâna cu spiritualitatea, spiritualitatea ne spune să fim recunoscători și anumite studii științifice ne spun același lucru. Ceea ce a făcut o diferență extraordinară pentru mulți oameni a fost să, și pentru participanții la diverse studii, a fost ca seara, înainte de culcare, să noteze trei lucruri sau măcar un lucru pentru care sunt recunoscători și pe care le-au experimentat peste zi. Prin urmare, îți recomand să faci și tu acest lucru, fiindcă este o componentă de bază esențială. Mergem mai departe. La a cincea cărămidă, care te invită, la fel, pentru o setare cât mai corectă a busolei, să accepți măcar teoretic, chiar dacă nu poți accepta practic și până în adâncul ființei tale asta acum, chiar dacă nu o poți accepta. Da, dar poate o poți accepta. Și anume că un adevăr absolut există. Că este greu de aflat, că nu-l deține nimeni, că și așa mai departe, sunt toate valabile. Dar să acceptăm totuși, dacă ne pornim pe drumul acesta al spiritualității, că ceea ce numim adevăr absolut există, are existență. Adevăr absolut. Da, deci doar să acceptăm că există. Fiindcă, și spun asta fiindcă îți va economisi foarte mult timp pe drumul evoluției tale conștiente în aria spiritualității. Cam jumătate din cărțile care sunt incluse în categoria spiritualitate relativizează. Ori relativizarea este ceva care doar perturbă și întârzie foarte mult progresul spiritual real. Acesta este și unul din motivele pentru care emisiunea aceasta poartă denumirea Căutând adevărul. A căuta adevărul este pe undeva sinonim cu a căuta să evoluezi spiritual. Sunt sinonime aceste două propoziții, doar că din prima sunt șanse mari să nu vezi acest lucru, dacă ești la început. Și de aceea este necesar ca, dacă discutăm despre baze, să punctăm acest aspect. Repet, poți fi sau nu de acord, da, cu faptul că un adevăr absolut există, dar măcar dă-ți voie să accepți posibilitatea teoretică, conform căreia el ar exista. Mergem cu următoarea cărămidă. Legată de minte. Este un aspect legat de minte.
Este un aspect legat de minte care apare în foarte puține cărți de spiritualitate și în foarte puține cercuri spirituale, dar pe care dacă nu îl acceptăm drept fundament, drept bază, ne va fi foarte greu să înțelegem foarte multe lucruri. Și acest aspect legat de minte este acela că mintea este numai, o să scriu aici numai, colectivă. Da? Deci nu există mintea mea, mintea ta, mintea lui Ionel, mintea lui Georgel, ci absolut toate creierele sunt conectate la o aceeași minte. Desigur că creierul pe care eu îl experimentez este conectat acum la un flux mental și creierul pe care tu îl experimentezi ar putea să fie conectat la alt flux mental. Dar mintea în sine, care este distinctă de creier, este numai și numai colectivă. Atâta timp cât ne imaginăm mintea ca fiind individuală și atât timp cât eventual o confundăm, punem egal între minte și creier, nu ne formăm corect bazele atunci când vine vorba de spiritualitate. Deci creierul e una, e organ fizic, mintea e altceva, e energie invizibilă cu care creierul interacționează, dar mintea nu este ceva personal, ci este ceva colectiv și impersonal. Mintea este. Mintea mea este ceva care doar perturbă și ne face să înțelegem mai greu lucrurile. Mai apoi, punctul 7, cărămida cu numărul 7. Dacă vorbim de spiritualitate și intenționăm progres, evoluție spirituală reală, nu putem să nu aducem în discuție noțiunea de karma. Și aici o să-ți recomand doar să vezi emisiunea de pe canal din seria Căutând Adevărul, în care aprofundăm subiectul. A fost bine primită de către public și îți recomand să vezi și tu respectiva emisiune. Mai apoi, aspectul cu numărul 8, pe care este necesar să îl știi de la început ca bază, este acela că șansele tale, dat fiind faptul că ești la început și prezinți o oarecare inocență atunci când vine vorba de relația cu zona aceasta a spiritualității, șansele tale ca aleatoriu, să zicem, da? Să nimerești, să pui mâna pe o carte integră și validă de spiritualitate sau să interacționezi cu un maestru spiritual valid sau cu o comunitate spirituală integră, sunt 50-50, 50-50. Știind lucrul ăsta, te poate face să vii cu oarecare circumspecție, da? Față de lucrurile înspre care te angajezi și să-ți dai voie ca plecând din circumspecția aceasta să nu te lași păcălit și perturbat. Sunt sute mii de exemple, sute de mii de exemple la nivel global de oameni care au intrat în diverse grupuri spirituale lipsite de integritate și în felul acesta și-au distrus mare parte din viață sau au acumulat mai multe traume decât să-și vindece. Deci dă-ți voie să știi din capul locului că vorbim de 50-50, da? Și să ai o oarecare atenție suplimentară, da? Fiindcă nu vorbim de frică aici, ci este util să abordezi, să interacționezi cu diverse comunități spirituale, dar cu o atenție sporită care te va ajuta. Mai apoi, o să punctez aici popularitate și la fel o să te invit să accepți ca bază, când vorbim de interacțiunea cu domeniul spiritualității, că dacă un anumit maestru este popular, o anumită comunitate este populară, o anumită carte este populară, asta nu spune nimic despre valoarea de adevăr a informațiilor sau energiilor prezente acolo. Da? Ba mai mult, adevărul, în general, tinde să nu fie popular. Un exemplu celebru pe care îl avem în istorie de adevăr rostit care nu a fost popular este cel al lui Isus. Da, omul a venit, a spus adevărul și a primit drept răsplată o răstignire. Nu o să intru mai mult în subiect, voiam doar să ofer și acest exemplu cunoscut în așa fel încât să înțelegi ideea.
Deci dacă ceva este popular, nu înseamnă că e și adevărat. Dă-ți voie să decuplezi cele două. Nu înseamnă nici că dacă ceva este popular, nu e adevărat. Poate să fie popular și adevărat, poate să fie popular și integru, dar nu neapărat, nu de fiecare dată, dacă vorbim de popularitate, vorbim și de prezența adevărului acolo. Și în cele din urmă, cărămida cu numărul 10 este o invitație de a exersa pe cât posibil o postură a blândeții, blândețe și iubire. Aceasta este cărămida cu numărul 10 și ultima din cele pe care am ales să le punctez în emisiunea aceasta, care are drept titlu Bazele spiritualității. S-ar putea ca în acest punct felul în care înțelegi cele două noțiuni, atât cea de blândețe cât și cea de iubire, să prezinte un specific personal. Nu-ți da voie să te poticnești în faptul că s-ar putea ca tu să nu înțelegi ce este iubirea și să nu înțelegi ce este blândețea, ci dă-ți voie ca așa cum le înțelegi tu, așa cum definești tu blândețea și iubirea, să-ți dai voie să le exersezi și să-ți dai voie cât mai des să fii blând și iubitor atât cu tine însuți, cât și cu ceilalți oameni, cât și cu întreaga viață. Și de multe ori se poate ca doar acest punct 10, doar această ultimă cărămidă, dacă ne deschidem înspre ea, să vină cu mai mult progres spiritual autentic decât ar veni lectura a 10 cărți de spiritualitate lipsite de integritate și în care se prezintă lucruri științifico-fantastice, ar putea să fie trecute cărțile respective la literatura SF, în loc să fie încadrate în librărie la categoria spiritualitate. Deci blândețe și iubire. Acestea au fost așadar cele 10 cărămizi. O să mă întorc și aici la desenul ăsta inițial. Am bifat și cărămida cu numărul 10. Pe care eu le-am simțit așa ca reprezentând bazele și temelia unui drum cât mai ușor și armonios în interacțiunea cu zona aceasta a spiritualității. Ia ceea ce simți că este potrivit pentru tine din emisiunea de astăzi. Acestea sunt bazele așa cum le văd eu. Sper să îți fie util și de folos ceea ce am discutat aici în drumul tău și te aștept desigur săptămâna viitoare pe canal, atunci când vom aborda un nou subiect la fel de interesant și util. Toate cele bune, pe curând!